Scopul acestor activități a fost de a atrage atenția asupra nevoilor particulare pe care le au persoanele cu autism, de a face cât mai mulți oameni să înțeleagă cu ce provocări se confruntă aceste persoane, dar și familiile acestora. Totul pleacă din familie, din familia de origine, după aceea familia extinsă și pe urmă colectivitatea și comunitatea și societatea în general. În sensul în care, în momentul în care într-o familie este diagnosticat și începem cu începutul copilul, familia primește niște șocuri și sunt destul de greu de gestionat și destul de greu de înțeles și de acceptat. Sunt foarte multe necunoscute, sunt foarte mulți pași pe care trebuie să-i facă și foarte multe informații de care are nevoie familia, pe care de multe ori nu știe de unde să le obțină, care le sunt drepturile, care sunt instituțiile la care trebuie să meargă. Sunt foarte multe necunoscute pe care familia nu le are, în afară de șocul și chiar trauma prin care trec. Și atunci familia de origine are nevoie de susținere. La workshopul organizat de Asociația Anastasia Ioana au participat specialiști în domeniu, dar și persoane care suferă de afecțiuni din spectrul autist. Multă lume a auzit de cuvântul autist, însă este atât de multă durere, atât de multă furie, neînțelegere, stigmă, neacceptare. Cred că autismul este doar așa, dacă cunosc o persoană autistă, înseamnă că aia înseamnă autismul. Dar modul în care noi spunem este că dacă cunoști o persoană autistă, cunoști o persoană autistă. Spectrul autismului, de asemenea, este un spectru, include multe variații de cum este să fii ca om, dar doar autiștii sunt în spectru. Și ca să vă răspund la cu ce ne confruntăm, este această stigmă, neacceptare și faptul că de foarte multe ori ideea despre ce înseamnă să fii autist este dictată de oameni care nu sunt autiști. Și acolo nici nu sunt de folos nouă, din cauza că noi știm ce vrem, știm ce nevoie avem, unii dintre noi nu, dar putem să informăm pe cei care nu știu despre cum să fie mai util lor. Și dacă sunt utili lor, pot fi utili până la urmă tuturor, să putem să conlucrăm, să coexistăm. Foarte multă, foarte multă prejudecată. Fondator al asociației Sunt Autist și un susținător al neurodiversității, Ovidiu Platon vorbește deschis despre suișurile și coborâșurile care i-au marcat existența și despre lipsa de implicare a statului. Autoritățile nu au în acest moment o strategie de integrare a persoanelor cu autism. Suntem pe cont propriu, nu existăm, există această chestie în care haide să ajutăm autiștii de atâta timp cât nu ne deranjează, nu trebuie să înțelegem prea mult. Și până în 18 ani, ca până acolo ne e milă de ei, după aceea când restul tot vieții, că murim autiști, un copil autist, un autist se naște autist, moare autist. Deci bătrânii autiști nu au drepturi, adulții autiști nu au drepturi, tinerii autiști nu au drepturi. Totuși, dumneavoastră ați reușit. Da, am reușit datorită faptului că mi-am găsit, lucrez de acasă de 14 ani. Mi-am găsit o nișă în ceea ce înseamnă procesarea audio, defecte speciale și alte lucruri care le-am făcut până la un moment dat. În momentul în care am descoperit acum 4 ani de zile că sunt autist, am început să fiu curios de asta, mi-am făcut și studii de psihoterapeut, sunt format ca psihoterapeut în analiză tranzacțională, însă sunt focalizat doar pe partea de consiliere, din cauza că sunt format ca consilier în dezvoltare personală și e o anumită formă de independență care mi-am creat-o în pofida lipsei, nu în context, nu în contextul sprijinului. Adică ați găsit totuși o nișă. Am găsit o nișă să supraviețuiesc, că altfel aș fi murit de foame și am pățit de foarte multe ori să ajung la un nivel de oboseală în care să nu mai pot să lucrez, să nu mai am bani și de vreo 2-3 ori am fost internat pentru malnutriție la spital. Din cauza că deliram, nu aveam energie nici să ies din casă, nu știam ce se întâmplă cu mine, că nu știam care sunt nevoile mele ca autist și nu puteam să muncesc. Deci
am trecut prin niște momente care nu recomand și altor, de asta sunt aici, să vorbesc despre un alt mod de a vedea autismul, de a înțelege autismul, nu doar de a conștientiza autismul, de a înțelege și accepta autismul. E altă discuție decât de a conștientiza, că toți auzim despre autism, dar hai să înțelegem, hai să conștientizăm, hai să vedem care sunt nevoile, hai să creăm publici, hai să susținem, hai să existăm după 18 ani. În prezent, singurul sprijin acordat de stat persoanelor care suferă de afecțiuni din spectrul autist constă într-un subprogram național de sănătate prin care, lunar, li se decontează până la 42 de ședințe de psihoterapie și consiliere. Este nevoie de mult mai mult, spun specialiștii, mai ales că în țara noastră se nasc din ce în ce mai mulți copii cu probleme grave de sănătate. Psihoterapeutul Maria Popescu a gândit un proiect prin care viitoarele mame să fie monitorizate atât de psiholog, cât și de medicul de familie. Psihologul de familie este unul dintre proiectele la care gândesc de o perioadă bună de timp. L-am pus în discuție proiectul și la nivel național, la Colegiul Psihologilor și la nivel local, dar deocamdată... Ce lipsește finanțarea? La început trebuie să fie un proiect european. Avem... într-un fel sau altul pregătită schema, dar așteptăm. Anul ăsta este un an cu alegeri, deci nu sunt șanse să avansăm prea mult, dar să sperăm că după aceea, după ce se așează apele, vom primi ajutor și din partea celor decidenți care să ne ajute să ducem mai departe un proiect care se referă mai ales la prevenire, pentru că e mult mai sănătos să previi și mai ieftin decât să vindeci. Și mai mulți scop. Exact, exact. Și psihologul de familie presupune a fi în tandem cu medicul de familie, astfel încât atunci când femeia este gravidă să fie monitorizată de ambele entități și astfel și copilul când vine pe lume să fie sprijinit de ambele zone, și zona fizică de medicul de familie și zona psihică, emoțională de psihologul de familie. Deci, conlucrând împreună, sunt sigură că vom avea alte rezultate, pentru că situația noastră, în ceea ce privește copiii cu dizabilități care se nasc, copiii cu cancer, copiii cu autism, situația noastră este destul de gravă. Avem primul loc în această zonă, în Europa, și este îngrijorător. Oficial, în Vâlcea, în jur de 370 de copii sunt diagnosticați cu autism. În realitate, la nivelul județului, sunt mult mai mulți copii cu nevoi speciale.